păcatul este cea mai mare problemă cu care se confruntă psalmistul. În acest psalm, dar peste tot în psalm, dacă privim, este o temă centrală. Versetul 3, el îți iartă toate nelegiuirile. Și vedem după aia că din această afirmație decurg o serie de binecuvântări care sunt cumva tangențiale, dar dependente de această afirmație. Îți vindecă toate bolile, îți răscumpără viața din groapă, te învăluie cu îndurare și milă și te satură de bunătăți. Astfel te face să întinerești ca vulturul. De fapt, toate acestea sunt descrieri a experienței de a fi iertat de Dumnezeu. Înainte ca să fii iertat de Dumnezeu, ești într-o groapă, ești condamnat la moarte, ești mort. Și după ești răscumpărat din această groapă. Înainte ca să fii iertat de Dumnezeu, ești bolnav și moartea este certă. Iar după ești vindecat. Înainte ca să fii iertat de Dumnezeu, ești sub mânia lui Dumnezeu. Iar după ai experimentat îndurarea și mila lui Dumnezeu. Înainte, ești plin de dorințe nepotrivite. Vrei una și alta în speranța că viața ta își va găsi împlinirea. Iar după, toate dorințele tale sunt satisfăcute. Nevoia de a avea problema păcatului rezolvată este cea mai mare nevoie, cea mai mare problemă cu care se confruntă psalmistul și de fapt cu care se confruntă orice om. Fie că este conștient sau inconștient de această realitate, problema păcatului este cea mai mare problemă din viața ta. Nu există nicio altă problemă, nicio altă dilemă, niciun alt impas care este mai important decât rezolvarea păcatului din viața ta. Teologic vorbind, studiem această problemă și insistăm asupra acestei probleme pentru ca în felul acesta să înțelegem mai bine, noi care suntem creștini, să înțelegem mai bine de la ce am fost salvați. Acolo unde problema păcatului nu este predicată din Sfintele Scripturi, acolo unde problema păcatului nu este tratată în profunzime, chiar și cei credincioși tind să uite de unde au fost salvați. De la ce adâncime au fost scoși de Dumnezeu. Ne preocupă de altfel această problemă pentru că ne ajută ca să fim păstrați smeriți înaintea lui Dumnezeu. Să înțelegem cât de profundă este această problemă, cât de puternică este influența păcatului, cât de neputincioși suntem în fața acestei probleme. Să nu credem vreodată că am putea noi din propriile puteri și din propria inițiativă să rezolvăm această problemă și că am putea sta pe propriile noastre picioare și să fim dependenți de Dumnezeu pentru rezolvarea acestei probleme și pentru o viață trăită după voia Lui. Ne confruntăm cu această problemă a păcatului în mod continuu ca să combatem posibilitatea reală de cădere în păcat. Îngânfarea și senzația că ești puternic este primul pas către cădere. Dar smerenia și dependența de Dumnezeu este asigurarea noastră împotriva căderii. Ne preocupă această problemă, noi cei care suntem credincioși, pentru ca să sporim în mulțumiri față de Dumnezeu. Multă lume întreabă, de ce este important o înțelegere absolut precisă și corectă
a soteriologiei creștine, adică a doctrinii mântuirii. De ce contează dacă omul este depravat total sau nu este depravat total? De ce contează dacă este el capabil să ia o decizie mântuitoare sau incapabil? De ce contează dacă toate faptele bune a lui sunt pervertite de păcat sau dacă unele sunt într-adevăr desăvârșite? Contează pentru că după gradul care îți cunoști păcatul, profunzimea problemei va fi și gradul care determină mulțumirea ta față de Dumnezeu. Dacă te-ai cunoscut ca și fiind în trecut mort și acum adus la viață, vei mulțumi lui Dumnezeu pentru minunea învierii care a realizat-o în viața ta. Dacă te-ai cunoscut bolnav doar, mulțumirea ta va fi limitată la priceperea teologică care o ai despre păcat. Dacă te cunoști, unul, așa cum zice Apostolul Pavel, odată regenerat, care se zbate în continuare cu firea și știi că nu stă în puterea ta să învingi această fire, știi că răul stă lipit de tine și privești la viața ta și vezi totuși de la zi la zi și de la an la an progrese spirituale, înțelegerea profunda a problemei păcatului te va inocula împotriva mândriei și vei fi mulțumitor pentru fiecare progres spiritual din viața ta. Nu te vei lăuda cu nimic decât cu Hristos. Țineți minte, Apostolul Pavel le scrie și spune, dacă tot ați primit, totul ați primit, de ce vă lăudați precum nu le-ați primit? O înțelegere corectă a păcatului și a mântuirii din păcat este esențială pentru creștin ca să sporească în mulțumire, ca să sporească în cantitatea mulțumirii, adică să mulțumească în mod constant și în profunzimea mulțumirii. Este echivalentul cu a primi un cadou foarte, foarte frumos împachetat, dar să nu-l deschizi niciodată. Și să mulțumești celui care ți l-a dat pentru cadou frumos. Tu ești sincer în mulțumirea ta și admiri ambalajul și ți se pare un cadou foarte frumos. Dar tu nu știi că înăuntru este ceva de o valoare infinită. Este doar atunci când deschizi acea cutie frumos ambalată și vezi că înăuntru este cel mai prețios cadou care s-ar putea da. Suntem în mod total corupți. În mod infinit pierduți și depărtați de Dumnezeu. Și lucrarea, cadoul, harul care Dumnezeu l-a acordat nouă celor care se încred în El pentru mântuirea noastră, este infinit de mare. De aceea păcatul, teologic vorbind, este esențial pentru viața creștină. Înțelegerea păcatului, nu săvârșirea lui. Înțelegerea păcatului este esențial pentru viața creștină după voia lui Dumnezeu. Păcatul are două fațete, două aspecte, dacă așa o monedă care are două fețe. Pe de o parte, păcatul este ceea ce suntem. Noi suntem păcătoși. Da? Este o consecință, o pedeapsă universală a căderii noastre și a căderii umanității în păcat. Ca tare, toți oamenii sunt păcătoși și sunt condamnați de această stare, indiferent de gradul lor faptic de păcat. Când zicem că omenirea este condamnată universal sub această condamnare a păcatului, sau când zicem că oamenii sunt depravați total, nu spunem că toți oamenii sunt așa de răi cum ar putea ca să fie, ci că toți oamenii au aceeași sentință, aceeași condamnare deasupra lor. Și au moștenit de la Adam și de la Eva încoace aceeași problemă, în mod universal, în lăuntrul lor. Toți oamenii sunt păcătoși. Toți. Psalmistul spune în Psalmul 51:5, iată că sunt născut în nelegiuire și în păcat m-a zămislit mama mea. Tu ai fost păcătos prin natură, înainte ca să iei vreo decizie, înainte ca să faci ceva, ci prin simplu fapt că ai fost adus în existență,
Te afli sub această condamnare moștenită. Noi suntem păcătoși. Apostolul Pavel explică acest lucru în Roman 5, spunând în felul următor: de aceea, așa cum păcatul a intrat în lume printr-un singur om, iar prin păcat a intrat moartea și astfel moartea a trecut la toți oamenii, prin aceasta toți au păcătuit. Păcatul este o condiție lăuntrică, este o boală genetică. Păcatul nu este ceva extranos, în afara noastră. Și noi doar suferim consecințele lui. Păcatul este cumva aici pe planeta aceasta noastră plutind prin aer. Și noi când ne batem de păcat, suferim consecințele lui. Păcatul este prezent pe această planetă și este purtat în organismele noastre, în inimile noastre. Această boală, acest cancer, este prezent în fiecare om din momentul nașterii. Și nu este unul imun la această boală. Mai puțin Domnul nostru Iisus Hristos, care s-a întrupat în toate ca și noi, dar fără păcat. Păcatul este o condiție interioară. Păcatul este al nostru. Este o parte din noi, din fiecare dintre noi. L-am moștenit, la fel cum unii dintre voi ați moștenit ochi albaștri, alții ochi maro, alții ochi verzi. Sunt ochii voștri. Nu ați făcut ceva să-i moșteniți, nu ați făcut ceva să determinați culoarea lor, dar sunt ai voștri, v-ați născut cu ei. Sau la fel cum unii se nasc cu anumite boli genetice. În sensul că am moștenit păcatul de la strămoșii noștri. N-am moștenit păcatele strămoșilor noștri. Da? Eu nu sunt vinovat pentru ce a făcut bunicul și străbunicul, dar am moștenit natura păcătoasă a strămoșilor mei, mergând pe linie până la Adam. Da? De aceea, în Noul Testament, vedem că Domnul Iisus Hristos deseori vorbește în felul acesta de paternitate, când vorbește despre aspecte spirituale. Pe de o parte, de exemplu, când vorbește cu fariseii, îi acuză când ei îl resping pe Domnul Iisus Hristos și spune: voi nu aveți cum să vă încredeți în mine, pentru că sunteți copii ai satanei. Tatăl vostru este satana. Ce spune Domnul Iisus Hristos? Satana este tatăl păcatului. Da? Este primul păcătos. El este mincinos de la început, păcătos de la început, ucigaș de la început. Satana aduce păcatul în existență, în creația lui Dumnezeu. Satana, în schimb, are primul său copilaș, spiritual vorbind. Se numește Eva. Da? O corupe pe Eva și Eva, spiritual, duhovnicește vorbind, devine primul lui ucenic, primul lui copil. Se degenerează natura ei perfectă și cade în păcat și Adam merge după ea. Și din acel moment, Biblia ne arată că toți oamenii au moștenit această natură păcătoasă și sunt sub autoritatea prințului văzduhului, a satanei. Ca atare, toți cei care sunt în existență, din rasa umană, mergând pe linie, eu, tatăl meu, tatălui, tatăl tatălui și până la Adam și până la satana, dacă nu sunt răscumpărați de sub această condamnare, sunt copii al întunericului, sunt copii ai satanei. Pe de altă parte, Domnul Iisus Hristos vorbește tot în felul acesta de paternitate când vorbește despre cei care sunt mântuiți și arată mântuirea ca și fiind o naștere din nou. Ai fost născut în păcat? Ai fost născut sub această condamnare? Acum ai nevoie să fii născut din nou. Trebuie să fii născut din Duh. Trebuie să fii născut din Dumnezeu. Pentru că atunci când ai fost născut din om, păcatul a venit împreună cu acea naștere. Și acum este nevoie de o altă naștere ca să ai un alt tată, să ai o altă natură. Al doilea rând, păcatul este prezentat ca și ceea ce,
ca și ceea ce noi facem. Într-adevăr, este ceea ce noi suntem în natura noastră, dar este ceea ce noi facem. Trebuie să fiu foarte, foarte clar. Omul este liber. Opa, frate, ți-ai schimbat teologia. Nu. Omul este liber în sensul că este neconstrâns de factori externi. Asta înseamnă libertatea, filosofic vorbind. Este neconstrâns de factori externi. Constrângerile interne, da, nu daună libertatea lui. La fel cum am putea spune despre Dumnezeu că El este liber chiar dacă este incapabil să păcătuiască. Dumnezeu nu poate păcătui. Și asta nu îl face mai puțin liber, ci îl face cel mai liber. În același fel, noi nu putem să nu păcătuim, pentru că natura noastră este degradată. Dar pentru că natura este a noastră, acțiunile sunt libere. Nimeni nu ne pune pistolul la cap și ne spune, păcătuiește. Ci ceea ce este în noi, ne provoacă și ne momește. Și ca atare, omul este liber și responsabil. Altfel spus, suntem conștienți de ce este bine și de ce este rău, dar alegem să facem ceea ce este rău. Noi alegem, noi vrem, noi iubim întunericul și urâm lumina. Psalmistul spune în Psalmul 51, căci îmi cunosc nelegiuirile și păcatul meu stă neîncetat înaintea mea. Toată lumea știe că este păcătos. Nu există. Când Biblia vorbește despre lucrarea Duhului Sfânt, de a convinge pe om de păcatul lui, nu e vorba numai de o convingere de genul teoretică. Că e foarte simplu. Dacă trebuie pe oricine de aici. Măi, tu ești păcătos? Poate că la prima discuție ar zice, nu știi, eu sunt un om bun. Bun, dar nu, hai să luăm așa. Ai mințit vreodată? Da. Ai furat vreodată? Așa, măcar de la părinți, un 10 lei. Sau ai trișat la un examen și te-ai furat o notă care nu ți se cuvinea? Da. Ai ucis vreodată? Cum să ucis? Biblia spune că dacă l-ai făcut pe fratele tău prost, ura aceea este aceeași ură ca și într-un ucigaș. Păi da, na, se mai întâmplă, știi? Deci prin propria admitere ești un mincinos, ești un ucigaș, ești un păcătos. Nu asta e problema. Este foarte ușor să discuți cu un om și dacă este cât de cât onest și sincer să-ți spună că el este păcătos. Problema este că nu este deranjat de păcătoșenia lui. Nu este convins că asta e o problemă. Nu este scârbă de starea lui. El insistă că totuși e un om mai bun, că alții nu doar că au urât pe fratele lor, ci chiar au ucis pe fratele lor, că alții nu doar că ar furat 10 lei sau 1000 de lei, ci au furat 1 miliard de lei. Și tot timpul au argumente. Și când vine Duhul Sfânt și face lucrarea de convingere, toate argumentele cad la o parte, cad la pământ și omul se vede așa cum este. Îl vede pe Dumnezeu în toată slava lui și realizează că orice păcat din viața lui este condamnabil de Dumnezeu. Ba mai mult de atât, realizează că Dumnezeu este drept și bun să o facă. Omul născut din nou să uită la cea mai mică greșeală, care înainte era o greșeală, știi, o minciunică. Și spune, dacă Dumnezeu m-ar fi trimis în iad pentru greșeala aceasta, pentru minciunica aceasta, ar fi fost bun să o facă. Un om nenăscut din nou, neregenerat, nu are cum să facă o asemenea declarație. Omul nenăscut din nou, dar religios, insistă în continuare că el n-a fost chiar așa de rău. Am avut momente, dar n-am fost chiar așa. Hai să nu exagerăm acum. Și omul care se întâlnește prin lucrarea Duhului Sfânt cu Dumnezeu, într-adevăr, se vede pe sine, este convins de starea lui și este convins de măreția lui Dumnezeu. Și când le pune în contrast, este spulberat. Nu mai are argumente. Legal vorbind, când se discută
despre dacă un om este culpabil sau nu în fața unei instanțe, criminal vorbind, trebuie să se pună întotdeauna și să pune o întrebare crucială pentru a determina dacă un acuzat este apt pentru a fi judecat, dacă poate fi culpabil. Și întrebarea este dacă este în stare să distingă dintre ce este bine și ce este rău. Da? Dacă este în stare să distingă. Nu dacă preferă ce este bine sau ce este rău. Da? Nu dacă a acționat făcând binele sau răul, dar testul responsabilității, dacă poate ca să fie judecat și condamnat, este dacă este în stare să facă diferență. Da? Pentru că dacă nu este în stare, atunci omul, fizic vorbind, nu este liber. Nu are aptitudinea de a lua decizii morale libere. Și atunci îl ducem la psihiatrie, îl internăm undeva, dar nu putem să-l condamnăm până la urmă, pentru că omul este incapabil să ia o decizie morală. Ei, este aceeași problemă cu noi. Faptul că noi avem preferințe, tendințe, inclinații imorale, nu ne face inculpabili. Pentru că noi știm ce este bine și ce este rău, doar că preferăm răul. Noi știm care este lumina și care este întunericul, doar că preferăm întunericul. Noi știm care este Dumnezeul adevărat și care sunt Dumnezeii falși, pentru că ce se poate cunoaște despre Dumnezeu să vede în jurul nostru, doar că preferăm Dumnezeii falși. Nu preferințele, preferințele lui și acțiunile lui, sau acelea de fapt sunt cele condamnabile, ci nu lipsa lui de cunoaștere. De aceea, Biblia, până la urmă, tratează această problemă cu copilașii. Și arată faptul că copilașii care mor înainte ca să fie maturi în cunoștința lor, ajung în cer. Cum? Nu știu exact cum. Știu doar că Domnul Iisus Hristos are un har special pentru copilași, pentru că la un moment dat ne spune că a unora ca și aceștia este împărăția lui Dumnezeu. Și știm că Biblia ne arată că ei sunt mântuiți prin jertfa lui, da? De ce? Păi, pe de o parte că Dumnezeu s-a îndurat de ei. Pe de altă parte, pentru că ei n-au aptitudinea să facă diferența, fizic vorbind, între bine și rău. Da? Deși de multe ori fac rău. Pe ca atare nu sunt condamnați. Ei, noi, voi, sunteți apt să distingeți, doar că preferăm și preferați răul. Omul alege să trăiască în păcat. Da? Cu toate că omul știe ce este bine, omul se deprinde să facă răul. În fiecare zi. Se obișnuiește cu a face răul, practică răul, se antrenează de multe ori ca să facă răul, premeditează răul. Pentru că iubește răul, iubește păcatul. Este cumva opus de ceea ce se întâmplă cu credinciosul. Dacă ne uităm în Romani 1, Pavel tratează această problemă a felul în care omul credincios este mântuit și după aia trăiește o viață de credință. Și Pavel spune felul următor, căci mie nu mi-este rușine de Evanghelie, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Întâi a iudeului, apoi a grecului. Deoarece în ea este descoperită o dreptate oferită de Dumnezeu, care vine din credință și care duce la credință. Așa cum este scris, cel drept va trăi prin credință. Deci ce se întâmplă? Există o schimbare care se produce prin puterea lui Dumnezeu, care prin credință, care este dăruită omului, prin credință justifică pe om, îl iartă pe om înaintea lui Dumnezeu și din cel păcătos îl face îndreptățit. Și această schimbare de dispoziție, această schimbare de statut, această schimbare de natură, această credință, spune Apostolul Pavel, că duce la credință. Produce fapte ale credinței, produce o viață de credință. Deci există o schimbare a statutului care se transformă într-o schimbare faptică. Ei, în același fel, doar invers, omul intră în această lume și are deasupra lui acest statut de păcătos. Și acest statut de păcătos, această natură și dispoziție păcătoasă, duce în mod faptic la păcătuire. Ați înțeles? Este abstract, dar așa se întâmplă. Pentru că sunt păcătos, păcătuiesc. Și pentru că sunt justificat, pentru că sunt iertat
de Dumnezeu și nu mai am statutul de păcătos, sunt liber să nu mai păcătuiesc și să fac ce este bine. Dar este nevoie de o schimbare de statut, o schimbare de natură, este nevoie de o naștere din nou. Este nevoie să am alt tată, ca să pot acționa ca și un alt fiu. De aceea Apostolul Pavel zice în Roman 5, și astfel moartea a trecut la toți oamenii, prin aceasta toți au păcătuit. Moartea a intrat în lume prin Adam și Eva și s-a răspândit la toți oamenii pentru că toți s-au născut sub condamnarea morții și păcătuirea faptică era inevitabilă. La fel cum dragostea de Dumnezeu este inevitabilă pentru cel născut din nou. La fel cum noi umblăm în faptele pregătite de noi de Dumnezeu, mai dinainte, faptele bune. Pentru că credința duce la credință și condamnarea duce la păcat. A existat în trecut o cădere care a adus asupra omenirii acest statut schimbat, această dispoziție, această condamnare de păcătoși. Iar ea se fructifică de fiecare dintre noi, practic se fructifică această condamnare prin faptul că păcătuim. Acum întrebarea rămâne, ce este de fapt păcatul? Păcatul, foarte simplu, este încălcarea legii lui Dumnezeu prin orice fapt sau gând. Este foarte simplu. Faptic vorbind, este încălcarea legii lui Dumnezeu prin orice fapt sau prin orice gând. Psalmistul spune în Psalmul 51:4, împotriva ta și numai împotriva ta am păcătuit și am făcut ce este rău înaintea ta. Păcatul este să faci ce este rău înaintea lui Dumnezeu. Nu ce consideri tu că este rău, nu ce se pare ție, nu ce îți spune Duhul tău, nu ce e în lăuntru inimii tale, ci ceea ce spune Dumnezeu. Justificările tale nu-L interesează pe Dumnezeu. La judecata finală nu poți aduce dovezi. Știi, situația a fost atenuată, Doamne, nu, n-ai înțeles cum au fost lucrurile de fapt. Mai ai încălcat legea sau n-ai încălcat legea? Păi, Doamne, că știi că e cam gri. Nu-i gri. E alb-negru, e simplu, e binar. Păcatul este orice înfăptuire sau orice gândire care contravine legea lui Dumnezeu, care merge împotriva legii lui Dumnezeu. Dar este mai mult decât atât. Păcatul este moartea spirituală, este un cancer moral. Transcende dincolo de faptele noastre rele, care poți să te uiți la ele și să zici, ăsta-i fapt rău. Nu trebuia ca să-l omoare pe ăla. Nu trebuia ca să fure, nu trebuia ca să... Dar astea sunt foarte ușor de identificat. Păcatul este o moarte spirituală și un cancer moral. Păcatul și păcătoșenia, moartea noastră spirituală, este de așa natură încât ea denaturează totul. Altfel spus, acțiunile unui om neregenerat, unui om care nu are statutul său schimbat, care este tot condamnat sub moarte, da? Sub păcat... Orice acțiune a acestui om, orice gând a acestui om, sunt atinse și pervertite de păcat și ca atare sunt păcătoase. Să mă înțelegeți. Orice acțiune și orice gând, acțiunea de a da bani la săraci, dacă tu ești condamnat ca și păcătos, condamnat la moarte, acea condamnare și acea natură atinge și pervertește inclusiv acțiunea de a da bani la săraci. Dar nu se poate, adică și atunci păcătuiesc. Da. Pentru că un om care prin natura sa este păcătos nu poate să facă nimic de săvârșit. Și actul de a da bani la săraci devine păcătos. Pentru să nu dau bani la săraci. Ba, dă bani la săraci ca și act caritabil. Dar înțelege că dacă problema ta ca și statut de păcătos, ca și justificare înaintea lui Dumnezeu nu e rezolvată, banii la săraci, moral vorbind, n-au nicio valoare. Pentru că tu ești păcătos. Autorul către Evrei explică în capitolul 11, versetul 6, lucrul acesta în felul următor, spunând, fără credință este cu neputință să fim plăcuți Lui. Când Dumnezeu spune, asta e legea mea și felul ăsta trebuie să trăiești, de la cum gândești și la cum acționezi, e imposibil ca să împlinești legea lui Dumnezeu.
Este nevoie de jertfa Domnului Iisus Hristos și de credință în acea jertfă ca să spele inclusiv faptele tale bune și ele să fie desăvârșite înaintea lui Dumnezeu. Ca să spele motivațiile tale murdare, ca să spele gândurile tale murdare, ambițiile tale murdare și să transforme faptele tale mânjite în fapte desăvârșite, spălate în sângele Domnului Iisus Hristos. De aceea noi nici răsplata pentru faptele noastre bune, care spune Biblia că le vom primi această răsplată, nu este meritată și este tot harul lui Dumnezeu. De aceea noi nu ne lăudăm cu faptele noastre bune. Pentru că dacă n-ar fi pentru jertfa Domnului Iisus Hristos și pentru decretul Lui asupra vieții noastre, ele n-ar fi fapte bune. De aceea și faptele bune sunt harul lui Dumnezeu. De aceea ne rugăm în Tatăl nostru, în rugăciunea Tatăl nostru, să ne ferească Dumnezeu de ispită. Că dacă și-ar ridica mâna doar pentru o secundă deasupra vieții noastre, am fi dezastru. Din oameni de altfel normal, etici, morali, am devenit cei mai mari criminali, cei mai mari curvari și drogați. Este doar mila lui Dumnezeu și harul lui Dumnezeu care ne împuternicește pe noi să facem fapte bune. Și acelea nu sunt desăvârșite, ci sunt spălate în jertfa Domnului nostru Iisus Hristos. Isaia explică în capitolul 64, cu versetul 6, în felul următor. Toți am ajuns ca niște necurați și toate faptele noastre bune sunt ca o haină mânjită. Toți suntem ofiliți ca o frunză și nelegiuirile noastre ne iau ca vântul. De aceea nu poți ca să te mântuiești prin fapte bune. Pentru că fără credință în Dumnezeu și fără jertfa Domnului Iisus Hristos nu există fapte bune. Nu ești doar incapabil să le faci pentru că ești păcătos și pentru că iubești răul, dar este logic vorbind incapabil să faci o faptă bună, oricât te-ai strădui. Care este leacul? Orice boală trebuie să aibă un leac până la urmă. Care este leacul pentru această boală, pentru această moarte spirituală, pentru această condamnare a păcatului? În primul rând, trebuie recunoașterea păcatului. Câtă vreme nu recunoști păcatul și păcătoșenia din viața ta, ai o boală incurabilă. De fapt, prin definiție, orice boală nerecunoscută, fără diagnostic, este boală incurabilă. Da? Dacă nu știi că ai cancer și nu te duci la medic și nu-ți dă tratament, este incurabil. Dacă te duci la medic și se detectează și se dă citostatic sau se face operație, poți fi vindecat. Dar este același concept pentru orice boală, cât de minor ar fi ea. Orice boală mică, până la urmă, poate să deterioreze organismul până acolo încât să te distrugă, să te omoară. Trebuie diagnosticată și trebuie tratată. În Psalmul 38:3, psalmistul spune: n-a mai rămas nimic sănătos în carnea mea din pricina mâniei tale. Nu mai este nicio vlagă în oasele mele în urma păcatului meu. Mulți, chiar dintre noi, cred că suferă de probleme medicale, psihice, de ghinion, de alte probleme, când de fapt suferă de păcat. N-au liniște, n-au pace, nu pot dormi noaptea, nu sunt fericiți, cred că sunt în depresie și așa mai departe și caută soluții la aceste boli, dar boala de fapt se numește păcat. Doar că nu vor să o identifice. Nu vor să-i dea diagnosticul. Nu vor să o recunoască. Este cea mai nocivă stare și cea mai periculoasă boală să fii un păcătos fără să știi că ești un păcătos. Primul pas către a rezolva această problemă este să-ți recunoști păcatul și păcătoșenia. În al doilea rând, trebuie ca să mărturisești păcatul. Nu este suficient doar ca să recunoști păcatul și păcătoșenia ta, ci trebuie să o mărturisești înaintea lui Dumnezeu. Psalmistul spune în Psalmul 32:5: atunci ți-am mărturisit păcatul meu și nu mi-am ascuns fără de legea. În al treilea rând, este nevoie de pocăință. Stai, frate, da. Mi-am recunoscut păcatul, mi-am mărturisit păcatul, am terminat, nu? Am terminat.
Am zis, uite, ești păcătos, Doamne, Tu știi că ești păcătos, am terminat. Cam așa trăiesc majoritatea, așa zisă, viața creștină. Asta nu e pocăință. A recunoaște că ești păcătos și a spune lui Dumnezeu că ești păcătos nu e egal cu pocăință. Pocăința este mai mult decât a recunoaște și a mărturisi. Pocăința este părerea de rău profundă pentru păcatele tale și întoarcerea de la ele, a fugi de la ele, a abandona păcatele tale și a alerga la Dumnezeu. Asta este pocăința. Nu doar a trăi toată viața și a spune, știi, calci în rahat și spui, ăsta e rahat, Doamne, am călcat în rahat. Na, gata, mă duc, următoarea. Dai în groapă, Doamne, uite o groapă, m-am bătut și de asta. Ok, următoarea. Cam așa trăim de multe ori viața. Am văzut problema, i-am zis Domnului atât. Dar nu ne-am căit de păcatele noastre. Nu ne-am plâns păcatele, nu ne pare rău pentru ele. Psalmistul spune în Psalmul 38:18, îmi mărturisesc fără de legea. Mă doare de păcatul meu. Te doare de păcatul tău. Dacă ar fi să vă întreb dacă știți care sunt păcatele voastre, fiecare, și eu și dumneavoastră le cunoaștem. Le-am putea scrie pe o hârtie. Care sunt păcatele acasă, care sunt păcatele la servici, care sunt păcatele în societate, care sunt păcatele în biserică. Dar dacă ar fi să vă întreb dacă vă doare pentru ele, dacă vă pare rău, dacă vă curg lacrimi, dacă vă simțiți apăsați și sfâșiați de aceste păcate, păi da, de-aia am venit la biserică, știi, ca să-l identific și să-l mărturisesc și după aia să plec în păcat și să nu mai mă gândesc despre el. Ai greșit biserica atunci. Sunt alte biserici unde se dau asemenea dezlegări. Pocăința înseamnă întoarcerea, alergarea de la păcat, renunțarea față de păcat. Da, identifici păcatul, îl recunoști înaintea lui Dumnezeu, îl mărturisești, dar te doare pentru el și vrei să-l ucizi din viața ta și vrei ca Dumnezeu ca să-l elimine din viața ta pentru că nu mai poți să stai sub această povară știind că ai păcătuit împotriva lui Dumnezeu. Ai simțit vreodată acest sentiment de părere de rău profund, această durere care te dor oasele din tine? Și 4. Credința. Credința că El te-a iertat. Nu credința că acum nu mai meriți condamnarea pentru că, știi, i-am zis Domnului că sunt păcătos. Și dacă am fost onest, nu. Convingerea că deși meriți osânda, meriți pedeapsa veșnică, meriți să fii separat de Dumnezeu, El te-a iertat din dragostea Lui, nu din meritul tău. Credința aceea care eliberează durerea, care te împuternicește să trăiești o viață sfântă, o viață desăvârșită, o viață în care faci fapte bune. Nu să-L mituiești pe Dumnezeu, ci pentru că El deja a plătit. Acea credință care trăiește de plin convinsă de această realitate, acea credință care duce la o viață de credință. Iacov ne învață că credința fără fapte este moartă. Mulți dintre noi și de multe ori în viața noastră, deși a zis credincioși, trăim cu o credință aparent moartă. Credința este mecanismul prin care Dumnezeu ne mântuiește. Este binecuvântarea lui Dumnezeu și mila lui Dumnezeu față de noi. Nu este ceea ce facem noi, ci este convingerea că ceea ce a făcut El ne spală de orice păcat. Păcatul este cea mai mare problemă din viața ta. E posibil că n-ai venit la biserică gândind lucrul acesta. Tu ai alte probleme. Îți cauți o carieră, îți cauți un iubit sau ai un iubit, să frică că el își caută alta. Să frică că șeful tău îți caută altă carieră și așa mai departe.
și ai pe ordinea de priorități problemele tale. Sunt egal cu zero în comparație cu problema numărul 1, care este păcatul care te desparte de Dumnezeu. Nu te spera, ci ține minte, precum psalmistul ne spune în psalmul 103, că Dumnezeu este Cel care poate ierta păcatele. Că Dumnezeu este Cel care rezolvă această problemă. Cât de departe este răsăritul de apus, tot atât de mult îndepărtează El fără de legile noastre de la noi. Ăsta este Dumnezeul nostru. El face ce tu nu poți face. El iartă ce nu poate fi iertat. El mântuie ceea ce nu merită mântuire. Recunoașteți păcatul. Mărturisește-ți păcatul. Pocăiește-te de păcatul tău. Și trăiește o viață de credință. Deprinde-te să ucizi păcatul din viața ta. Deprinde-te să sfârșești cu păcatul. Și nu există unealtă mai bună pentru această deprindere decât cuvântul lui Dumnezeu. Psalmistul spune în Psalmul 119, strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Noi avem o imagine total greșită despre ceea ce înseamnă studiu biblic și strângerea cuvântului. Noi credem că e ceva de genul așa, un legalism din ăsta, prin care noi ne deprindem prin bătaie cu Biblia. Știi? Mergem la biserică și noi vrem să păcătuim. Și la biserică ni se dă în cap cu Biblia. Bif, bif, bif. Nu fă aia, 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 nu fă aia. Nu funcționează. Și ce este strângerea asta a cuvântului lui Dumnezeu? Dacă aș putea ca să folosesc o metaforă mai corectă. Este echivalent cu omul care are, sau cu femeia care are un iubit sau o iubită. Și primește o scrisoare de la acea persoană. Îți departe unul de altul. Și în viața aceasta sunt multe tentații. Și ia acea scrisoare și o pune în buzunar. Și se plimbă prin această lume, merge la servici și își face toate activitățile și de când în când scoate scrisoarea și citește scrisoarea de la iubitul ei. Sau ce mult mă iubește. Ce mult îi pasă de mine. Se gândește la mine și acum. Cum să-l înșel? Cum să nu fiu credincios față de El? Cum să nu trăiesc în așa fel încât să fie mândru de mine? Bagă scrisoarea la loc și mai trec câteva ore, știi? Și după aia iară face o pauză și scoate scrisoarea și ce frumos mi-a scris. A zis că pe vecie mă va iubi. Asta e. Nu e bătaie în cap că nu fă aia, nu fă aia. E reamintirea tot timpul că El ne-a iubit așa de mult încât s-a dat pe sine pentru noi. Înțelegerea profunzimii acestei dragoste care ne motivează pe noi ca să nu păcătuim și să trăim vieți pline de fapte bune spre slava Lui. Nu ne bate în cap cu Biblia, El ne scrie scrisori de dragoste și ne invită să le citim, să le savurăm. Și în ultimul rând, caută cu înverșunare, caută cu toată puterea ta, fericirea ta. Nu doar fericirea temporară, ci fericirea veșnică. Pentru că psalmistul ne spune în psalmul 32, cu unul ferice de cel cu fără de legea iertată și de cel cu păcatul acoperit. Tu crezi că ai nevoie de multe lucruri să fii fericit. Poate de bani mai mulți, poate de un job mai bun, poate de o nevastă mai nu știu cum, nu știu ce, crezi tu că îți va da fericire. Dar nevoia ta numărul unu pentru a fi realmente fericit acum și pentru veșnicie, nu sunt aceste realizări, ci ai nevoie să fii iertat și să te cunoști iertat. Caută cu înverșunare adevărata fericire. Caută cu persistență fața lui Dumnezeu. Aleargă departe de păcatele tale și înspre Dumnezeu, până când te cunoști a Lui. Și va fi ferice de tine. Vei fi binecuvântat printre oameni. Nu-ți va lipsi nimic. Toate dorințele tale
vor fi împlinite pentru că ai dorințe noi. Bătrânețea ta va fi dulce pentru că nu duce la moarte, duce la viață veșnică. Bolile tale vor fi fără consecință, pentru că să murim este câștig. Să trăim este pentru Hristos. Această seară nu te provoc ca să te forțezi să fii bun. Te provoc ca să cauți propria ta fericire și să o cauți la Dumnezeu, care este singurul care o poate da. Amin.